venit în Consiliul Județean Bacău, domnule consilier județean, domnule primar, dragi colegi, stimate cadre didactice, dragi copii, dragi cetățeni ai Comunei Dofteana. Hristos s-a înălțat! Mă bucur că suntem prezenți în număr atât de mare pentru festivitatea de astăzi, care are o dublă semnificație, aceea de înălțarea Domnului la ceruri, dar și sărbătorirea eroilor neamului. Declar deschisă această festivitate și vă prezint programul după care se vor desfășura toate manifestările de astăzi, prin care ne dorim cinstirea istoriei și eroilor și ne dorim să trăim prezentul și viitorul cu mare responsabilitate. Așa să ne ajute Dumnezeu! După cum ați văzut, v-am prezentat, avem oaspeții de astăzi, invitații, alocuțiuni, programul artistic, elevii de la Școala Gimnazială Scarlatul Rubin, ceremonia religioasă, un sobor de preoți, avem un bucatie de seamă. Vă prezint programul după care se vor desfășura manifestările de astăzi, primirea invitațiilor pe care i-am nominalizat, alocuțiunea domnului primar Ioan Buzor, pe care îl invit în următoarele secunde, programul artistic realizat de către elevii Școlii Gimnaziale Scarlat Longhin Dofteana cu structurile arondate, Școala Gimnazială Cucuiesc, Școala Gimnazială Larga și Școala Gimnazială Hădea, și să nu uităm pe cei de la grupa grădinița cu program prelungit Bichindel, ceremonia religioasă în jurul orei 12, urmată de depunerea coroanelor. Invit pe domnul primar Ioan Bujor pentru a rosta locuțiunea de astăzi. Da, Hristos s-a înălțat. Bine ați venit la Marea Sărbătoare Națională de Înălțare a Domnului, așa cum prin ordinul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la înălțarea Domnului, după 40 de zile de la înviere, se sărbătorește această zi națională prin decret prezidențial. Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Constantin Scripăț, domnule consilier județean Vasile Budacă, onorat și distins Consiliu Local, onorată asistență. În calitate de reprezentant al comunității, am obligația ca în fiecare an la înălțare să vă prezint și să ne reamintim despre acei înaintași ai noștri care datorită lor astăzi avem întregită țara așa cum se află, astăzi avem securizate toate granițele noastre, datorită celor care au luptat în cele două războaie mondiale și războiul de independență. Doresc să comemorăm astăzi inclusiv eroii Revoluției din decembrie 1989, cei care au luptat în fața gloanțelor, tineri, vârstnici, care au dobândit independența și libertatea țării noastre și astăzi noi suntem o țară liberă. În anul 2008, la data de 24 iunie, am fost validat pentru prima dată în primul mandat de primar, ales de către locuitorii Comunei Dofteana și din acel moment am preluat
acest monument din spatele nostru, monument care a fost construit în anii 1930 și reabilitat în mai multe rânduri de către noi, ceea ce conducem localitatea noastră astăzi și, bineînțeles, și cei care au condus-o înaintea noastră. Din păcate, în anul 2008-2009 aveam 163 de veterani și văduve de veterani de război. Astăzi, la evidențele noastre, avem doar 8 veterani de război, văduve, mai bine zis, după veteranii de război, iar ultimul veteran de război s-a stins în anul 2021 pe nume Costache Ion, la vârsta de 98 de ani, din satul Larga. Iată căci în 14 ani s-au pierdut aproape toți, s-au stins aproape toți. Noi, autoritățile, administrația publică locală, avem obligația să comemorăm eroii neamului din cele două războaie mondiale, din războiul de independență, cei de la Revoluția din 1989, chiar dacă ei ne-au fost inamici sau ne-au fost aliați, chiar dacă mormintele lor sunt cunoscute sau necunoscute. Aș vrea să adaug ceea ce spunea doamna viceprimar, faptul că programul nostru își desfășoară activitatea timp de o oră și câteva minute, programul artistic organizat de copiii de la Școala Scarlat Login din Dofteana, care cuprinde toate școlile, inclusiv Larga Cucuieți, Hăgheac, Ștefan Vodă și școala din Dofteana, de aici, care la data de 15 septembrie va fi inaugurată, va fi predată și dată în administrare conducerii școlii și beneficiarii principali sunt copiii din localitatea noastră. Aș da drumul la programul artistic, pentru că la ora 12:10 avem onoarea pentru prima dată ca la înălțarea Domnului să participe înalt preasfințitul Ioachim împreună cu soborul de preoți din localitatea noastră, care vor comemora și vor face o slujbă de mulțumire și de pomenire celor care au luptat în războaie. Totodată vom tăia o pamplică inaugurând și sfințind Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana. Se va face o slujbă de pomenire, după cum vă spuneam, a monumentului care a fost nou reabilitat. Aș da cuvântul domnului vicepreședinte a Consiliului Județean Bacău, domnul Constantin Scripăț. Domnul vicepreședinte este un bun prieten de-al meu, nu de astăzi. Ne cunoaștem aproape de 20 de ani. Împreună am fost în mai multe locuri, să nu spun și formațiuni politice. Dumnealui este un om de carieră, un om politic și aș da cuvântul să vă spună câteva vorbe și dumnealui. Hristos a înălțat! Domnule primar, doamna viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, vin astăzi cu mare plăcere, sau mai exact, revin în comuna dumneavoastră. Pentru mine, eu știu, statistic, cea mai mare comună din județul Bacău și cu rezultate pe măsură. Cum spunea domnul primar, ne cunoaștem din 2008, am urmărit de pe diversele funcții evoluția comunei și constat că sunteți o comună cu oameni și realizări deosebite. Vin astăzi în fața dumneavoastră și reprezint Consiliul Județean împreună cu domnul consilier Vasile Budacă, un om al locului,
cu o mare influență politică și cu realizări deosebite. Sunt mandatat de președintele Consiliului Județean, domnul Valentin Ivancea, să vă transmit salutul și să vă asigur de stima și considerația domniei sale. Astăzi sărbătorim Ziua Eroilor, o zi în care omagiem toți eroii neamului românesc. Este un mod deosebit de a ne manifesta și de a trăi aceste realități ale vremii. Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă urez multă, multă sănătate și pentru eroii noștri Dumnezeu să-i odihnească în pace. Vă mulțumesc! Da. Mulțumim domnului vicepreședinte a Consiliului Județean și noi pe această cale transmitem domnului președinte a Consiliului Județean, Valentin Ivancea, multă sănătate și mulțumim pentru tot sprijinul acordat de fiecare dată Comunei Dofteana. Într-adevăr, domnul vicepreședinte a Consiliului Județean este la primul dumnealui mandat, dar într-adevăr, Dofteana, la fel cum ar fi un frate pentru mine, mai ceva poate, în care la orice acțiune, orice activitate, Dofteana este pe primul loc. Atât la proiecte, atât la cofinanțări, inclusiv la drumul asociat care face legătura dintre DN12A și drumul 131A, deci din Seaca și până în DN12A, anul acesta sper să ia ființă și să modernizăm acest drum, să venim din Seaca peste deal, între Dofteana și Dărmănești, acolo se va face legătura, suntem asociați cu Consiliul Județean Bacău, acolo unde Consiliul Județean finanțează cu 95%, iar partea de 5% este asigurată de către bugetul local al primăriei Comunei Dofteana prin punerea la dispoziție a studiului de fezabilitate a proiectului tehnic și amplasamentul. Doamna viceprimar, vă rog să aveți cuvântul și să vă desfășurați activitatea. Da. Invit în scenă elevii școlii gimnaziale Scarlat Longhin pentru susținerea frumosului program artistic. Curtea interioară vă aparține. Prilejuite de această zi importantă, dedicată eroilor neamului și de fiecare dată am răspuns cu entuziasm și bucurie invitației domnului primar, căruia pe această cale îi mulțumim. Vom începe cu cei mai nerăbdători, cei mai mici, preșcolarii de la grupa mijlocie a grădiniței cu program prelungit, Prichindel Dofteana, pe care îi invităm la dans. Come on.
Pui de lei, de Ioan Nenicescu. Eroi au fost, eroi sunt încă, și-or fi neamul românesc, căci rupți sunt ca din tare stâncă, românii ori și unde cresc. E vița noastră, făurită, de doi bărbați cu brațe tari și cu voința oțelită, cu minți deștepte inimi mari, și unui Decebal, cel harnic, iar celălalt Traian, cel drept. Ei cu voința lor amarnic au dat cu atâția dușmani piept și cu așa părinți de seamă înveți s-or naște luptători ce pentru patria lor mamă vor sta ca vrednici următori. Au fost eroi și-or să mai fie, ci-or frânge dușmanii mișei. Din coapsa Daciei și a Romei înveți s-or naște pui de lei. Cântecul cu trăim pe acest pământ.
Clasa 7B. Vă recita poezia Peneș Curcanul, scrisă de Vasile Alexandri. Le invităm aici pe diaconul Alexandra și clopotarul Denisa. Peneș Curcanul de Vasile Alexandri. Plecat am 9 din Vaslui și cu sergentul 10 și nu era zău nimănui în piept inima rece. Voioși ca șoimul cel ușor ce zboară de pe munte. Aveam chiar pene la picior și aveam și pene în frunte. Toți dorovați, toți căciulari, români de viță veche, purtând opinci, sumani, ițari și cușma pe ureche. Ne dase nume de curcani, un hâtru bun de glume. Noi am schimbat lângă Balcani, corect la îndrenut. Din câmp, de acasă, de la plug, plecat am astăvară, ca să scăpăm de turci, de jug, sărmana scumpa țară. Așa ne spuse în graiul său sergentul mătrăgună și noi ne-am dus cu Dumnezeu, ne-am dus cu voie bună.
Oricine în cale ne întâlnea, cântând în gura mare, stătea pe loc, s-ademenea cuprins de admirare. Apoi întreagă ne întreba, de mergem la vreo nuntă? Noi răspundeam în hohot, ba, spurăm la luptă cruntă. Cu zile mergeți, dragii mei, și să veniți cu zile, ziceau atunci bătrâni, femei și preoți și copile. Dar cel sergent fără de musteți râgnea să n-aveți teamă, românul are 7 vieți în pieptul de aramă. Ah, cui ar fi trecut prin gând și-ar fi crezut vreodată că mulți lipsi vor în curând din mândra noastră ceață. Priviți, din nou câți eram și cu sergentul 10, rămasam singur eu și am în piept inima rece. Crud e când intră prin stejari năpraznica secure, de-a bate toți copacii mari din falnica pădure. Dar vai de-a lumii neagră stea când moartea nemiloasă ca-n codru viu pătrunde în ea și când securei coasă. Copii, aduceți un ulcior de apă de sub stâncă să sting pojarul meu de dor și jalea mea adâncă. Ah, ochii-mi sunt plini de scântei și mult cumplit mă doare când mă gândesc la frații mei cu toți pieriți în floare. Cobuz ciobanul calafat cânta voios din fluier, iar noi jucam hora din sat râzând de-a bombei șuier. Deodată o schijă de obuz trăsnind mâncauar focul retează capul lui Cobuz și astfel ne curmă jocul. 3 zile în urmă am răzbit prin Dunărea umflată și nu departe am tăvărât de plevna blestemată. În fața noastră se înălța agriviței redută, balaur crunt ce amenința cu gheara-i nevăzută. Dar și noi încă o pândeam, cum se pândește o fiară, și tot chiteam și ne gândeam cum să ne cadă în gheară. Din zori în zori și turci și noi sfârleam în aer plumbii, cum zvârl grăunți de păpușoi ca să hrănești porumbii. Și tunuri sute bubuiau, se clătina pământul și mii de bombe vâjâiau trecând în zbor ca vântul. Ședea ascuns turcul ogol ca ursul în vizunie, pe când trăgeam noi tot în gol, el tot în carne vie. Ținteș era de baștunar, căștoatea lui Ghiulele, lovea turcescul furnicar, ducând moartea cu ele. Dar într-o zi veni din fort un glonte, numai unul, și bietul Ținteș căzu mort, îmbrățișându-și tunul. Pe noapte oarbă, Bran și Vlad erau în sentinele, fierbea văzduhul ca un iad de bombe, de șrapnele. În zori căzit am pe-am tăiați de iatagane, alăture cu-n moviloi de leșuri musulmani. Sărmanii bine s-au luptat, cu lit facea băgână, și chiar murind ei n-au lăsat să cadă arma din mână. Dar ce folos ceața scădea, și acum a rămăsese 5 flăcăi din ea și cu sergentul șese. Veni și ziua de asalt, cea zi de sânge udă, părea tot omul mai înalt față cu moartea crudă. Sergentul nostru, pui de zmeu, ne zise astea cuvinte: când nu-mi fi morți, voi 5 și eu, copii, tot înainte. Făcând 3 cruci, noi am răspuns, amin și Doamne ajută, apoi la fugă am împuns, spre a turcilor redută. Alelei, Doamne, cum zburau voinicii toți cu mine și cum la șanțuri alergau cu scări și cu fașine. Iată ne ajungi, încă un pas. Ura, înainte, ura! Dar mulți rămân fără de glas, le închide moartea gura. Reduta în noi repede un foc când nu-l încape gândul. Un șir întreg s-a bate în loc, dar altul îi ia rândul. Purcel în șanț moare zdrobind, Otit vă păgânească, și-o-i muretan carde răgnind, Moldova să trăiască! 2 frați călinci uniți de vii se zvârcolesc în sânge, niciunul însă, dragi copii, niciunul nu se plânge. Atunci viteazul capitan, cu o largă brazdă în frunte, strigă voios: cine-i curcan să fie șoim de munte? Cu steagul în mâini el sprinte în el, viu sui o scară înaltă,
eu cu sergentul după el sărim de la olaltă. Prin foc, prin spăci, prin glonți, prin fum, prin mii de baionete, urcăm, luptăm, iată-ne acum, sus, sus la parapete. Allah, Allah, turcii răgnesc, sărind pe noi 100, noi punem steagul românesc pe crânce n-aredută. Ura măreți înalță în vânt standardul României, noi însă zacem la pământ căzuți pradă urciei. Sergentul moare șuierând pe turci în risipire, iar capitanul admirând standardul în fâlfâire. Și eu când ochii am închis, când mi-au luat o sânda, ah, pot să mor de acum, am zis, a noastră e izbânda. Apoi când iarăși m-am trezit din noaptea cea amară, colea pe răni eu am găsit virtutea militară. Ah, dau ar pomnul să-mi îndrept această mână ruptă, să-mi vindec rănile din piept, iar să mă întorc la luptă. Căci nu-i nimic, căci nu-i mai scump nimic azi pe lumea pământească decât un nume de viteaz și moartea vitejească. Mircești, august 1877. În continuare, elevele clasei a 3-a, Ioan Ciacatia, Vidaru Ștefania și Otozi Brândușa vor interpreta cântecul Țara mea încolzerai. Sarabia iubită cu românii, încă-ți
te primim cu aplauze și pe elevii clasei a 3-a de la școala gimnazială Cucuieți, care, îndrumați de domnul profesor învățător Gâtu Vasile, vor interpreta câteva cântece istorice. Este.
brave eroi, producători de frunte suprema și din viță de Thank you.
de domnul învățător Zâtu Vasile și de doamna învățătoare Zâtu Sorina. Printre atâția tineri, o să dau cuvântul unui tânăr din satul Cucuieți, care ne va recita o poezie care mai mult decât ne va impresiona. Tânăr care are 94 de ani. Îi urăm multă sănătate și îl așteptăm și la anul să ne recită aceeași poezie. Așteptăm cu drag, așteptăm acum cuvintele dumneavoastră, rostiți din suflet. Poftiți, domnul Cojocaru. Nemții, ruși și românii au început război în luni, iar în 42, dacă oameni e război, puțină sperăm că vine înapoi. Puțină vine înapoi. O rămas cării urlă și femeile plângând. Femeie cu 5 copii, mai bărbate cu ei mă las cu 5 copii las. Mă duc dragă la război, ca să mă apăr pe voi, că nu mai viu înapoi. Dacă mama muntă, tata și-o găsit casca lui tata, vede casca plin de sânge și-o început mama a plânge. Și-o venit plângând pe drum, numai sânge de român. Și se uite prin tranșei, stau morți ca ciocălăi. Vine acasă înapoi plângând, măi băieții, vai de noi, tata a murit în război și nu mai vine înapoi să stea de vorbă cu voi. Și ascultați, mamă, de mine, stați-o înapoi, nu mai vin. Băiețul cel mititel plânge și treabă el. Mă, micuțul unii tata, tatu-i mort în munță, tatra, îi mor mamă la război și nu mai vine înapoi să stea de vorbă cu voi. Mă, micuțe, tătecuță când trăia, numai în brațe mă ținea, mă alinta de toate ce ne-mi dădea, dar acum în alții, tata înapoi nu mai vine. Iar băiețul cel mai mare o strigat în dura mare, mămică, să punem doar la poartă, că noi nu mai avem tate. Gheorghe Ferez de la noi, au avut 4 plecăi, i-au murit toți în război, nu au mai venit înapoi. Da, mulțumim, Neatică Cojocaru. Deci vreau să spun, dacă ai împlinit vârsta de 94 de ani sau anul ăsta o să o împlinești, noi din partea administrației publice locale putem să spunem la mulți ani și mulți ani în continuare și buni. Să trăiți, domn primar! Am 90 de 95. Te așteptăm oricând aici la noi. Mulțumim foarte mult, dea Dumnezeu sănătate. Dacă totuși microfonul a ajuns iarăși în mâna mea, vreau ca toți copiii și părinții care se află aici și nu numai, căci ieri a fost declarată zi națională, ziua de 1 iunie, unde tot suflarea din România a avut o zi liberă sărbătorind ziua copilului. În calitate de primar, reprezentant al comunității din Dofteana, atât copiilor cât și părinților le spun la mulți ani pentru ziua de ieri, din partea noastră administrației publice locale, fiecare copil are un mic cadou, un bidonaș cu suc, apă, o prăjitură, așa cum se obișnuiește la noi și cum vorbim cu toții, să nu plece nimeni cu gurița rece din curtea primăriei Dofteana. Vă mulțumim frumos, vă dorim la mulți ani și cu altă ocazie vă așteptăm cu mare drag în mijlocul nostru. Așteptăm în continuare să vă desfășurați activitatea și așteptăm vizita și oficierea înalt preasfințitului Ioachim, care va sfinți Unitatea Administrativ Teritorială Dofteana, Monumentul Eroilor și celelalte activități specifice ritualului religios. Vă mulțumesc! Eleva ta lui tată, Boboc Ioana, de la clasa 4B, ne va interpreta două cântece încărcate de emoție patriotică. Vă invităm aici! Stăpânta noastră țară, n-am călcat hotară.
casă-i tricolor. Cu țara, că noi suntem poporul, acasă este glia, pădurea și zborul. E doinașă, vioara, eroi ce și-a află somnul. Pe ulițe ne-l bate, doar vântul las mai bate. Biserica bătrână, din clopot nu mai sună. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroi ce și-a află somnul. Român din lumea largă, dacă vii țara dragă, veniți n-o lăsați pradă străinilor să cadă. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este gria, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroi ce și-a află somnul. Acasă-i România, acasă-i tricolorul. Suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și zborul. E doina și vioara, eroi ce și-a află somnul. Vom încheia programul nostru artistic cu încă un moment frumos. Corul Școlii Gimnaziale Scarlat Lungă, Dofteana, îndrumat de doamna profesoară Lungă. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată și pentru aplauzele oferite și vă promitem că vom continua să le cinstim. An de an, eroi neamului, în semn de recunoștință că și-a dat viața pentru patrie. Avem copiii noștri, costume populare frumoase, dacă vreți ca să serviți din pâinea noastră, la localității noastre, Dofteana, sare, pâine. Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează pâinea asta pe ofrandele acestea, pe care le înmulțește în comuna aceasta, în țara noastră, România și în toată lumea ta. Iar pe noi, credincioșii care gustăm din aceste ofrande, ne sfințește. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu lumea și pe veci vezi. Amin. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Adevărat, anunțați Domnul. Simbolul comunei Dofteana, un frumos, să zicem așa, cutie de flori, un bol de flori, dar simbolul flori în România este buzorul, numele pe care îl port eu. Da, noi ne mulțumim frumos, domnule primar, pentru această onoare care ne-o faceți și considerând că, binecuvântând aceste ofrande ale generozității și ospitalității românești, considerați că am binecuvântat toată suprata care aparține acestei comune, care aparține acestei ținuții binecuvântate de Dumnezeu,
și prin aceste lucrurile am văzut toată ospitalitatea, generozitatea și primirea frumoasă românească aici pe mult de tratat prin de societatea noastră românilor care a fost o frumoasă de noi astăzi am primit în alt preasfințitul Ioachim, care este cetățean de onoare a Comunei Ofteana, odată cu sfințirea Bisericii 2 Ofteana. Deci am venit acasă. Ați venit acasă la dumneavoastră și v-am înmânat la acel moment și cheia. Am deschis noi porțile, ne cerem iertare, dar cheia era la dumneavoastră. Erau deschise, pentru că totuși avem cheia bună la deschisă. Toată suflarea, cum vedeți, să știți că le bate inima la toți, toți sunt creștini și vă așteaptă cu mare drag ori de câte ori este nevoie. Poftiți și haideți să... Domnul vicepreședinte. Bine ați venit. Ce bucurie că ne revedem. După o lună, județean, de la Vasco. Da, unitatea administrativ teritorială a fost nou reabilitată și ne face onoarea să fiți alături de noi, să tăiem panglica. Poftiți! Aplauze! Vreau microfon. Poftiți în altă spăță, ok? Microfonul vreau. Încă o dată vă spun, Hristos s-a înălțat. În mijlocul nostru, după cum ați observat și dumneavoastră, se află înalt preasfințitul Ioachim, episcop al Romanului și Bacăului, cetățean de onoare al Comunei Dofteana, de la data sfințirii Bisericii 2 Dofteana cu hramul Sfânta Paraschiva, Sfântul Efrem și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Înalt preasfințitul este un bun prieten de-al nostru, de-al Comunei Dofteana. A venit la noi, nu pentru prima dată. Are cheia localității Dofteana, porțile sunt deschise ori de câte ori vine. Este primit în mijlocul nostru. Aș vrea să vă anunț scurt programul nostru de astăzi, care va fi și începe cu oficierea și sfințirea instituției noastre, Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, apoi comemorarea eroilor căzuți în cele două războaie, războiul, inclusiv războiul de independență și eroii Revoluției căzuți în decembrie 1989. Mai întâi începem cu intonarea imnului de stat. Fetița să vină încoace, Riana, unde ești? Da? Răzvan, să fii atent, te rog. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să te închine și cruzii tăi dușmani. Și cruzii tăi dușmani.
ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei prea sfânt. Și scopul ei prea sfânt. Încât să fim sclavi iarăși pe vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Da, mulțumim frumos domnișoarei Riana Bucur, o fată care face canto, se vede. Felicitări și de ce nu, cred că ați văzut-o și pe scenele din România, acolo unde cântă, au participat la diferite spectacole, care a primit și un loc frumos. Am uitat să vă spun pentru început, salutăm prezența domnului profesor dr. Cotărleț, directorul Spitalului de Urgență din municipiul Moinești, în calitate de reprezentant al comunității și un prieten bun de al meu. Îi spun bun venit atât băiatului dumnealui, care se numește Cotărleț Paul, un băiat care se află în mijlocul nostru, în mijlocul conducerii județului, undeva are postul dumnealui, în București, lucrează, de fiecare dată am fost sprijiniți, dar doresc să înmânez acest microfon înaltea Sfințitului Ioachim, care vă oficia slujba de sfințire a Unității Administrative Teritoriale Dofteana, apoi comemorarea eroilor din cele două războaie, inclusiv războiul de independență. Poftiți în alt preasfințit. Pe mâine ducem ție Hristoase de Medela. Într-un lumină se vă revinea cu Medela. Binecuvântați! Înalt preasfințită, stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, înălțatu-te într-un slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru mine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmăitorii țării noastre mai mari, orașelor și ai satelor, și pentru asta ce iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea
și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii celei mai presus de fire Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoarea toată puterea potrivnică pentru ca să îi se trimită ei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necaz, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi. Dumnezeule, cu harul tău, binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții Sfântului 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 și deci unii pe alții și toată viața noastră. Hristos, Doamne, să Doamne, să fie toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din cer trimite harul Dădătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dădătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Din cer trimite harul Dădătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care face minuni fără de număr, a cărui glas este peste ape multe pe care văzute apele s-au temut și s-au tulburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, al cărui umlet este în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc, care prin botezul unui a născut fiului tău, celui întrupat și venirea preasfântului Duh, asupra lui chip de porumbel și prin glasul cel părintesc ai sfințit curgele Iordanului. Pe tine acum cu miluință te rugăm și cu miluință și cu stăruință cerem noi nevrem și robii tăi. Primite harul preasfântului tău Duh care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și cu cereastra ta binecuvântare binecuvintează-o, sfințește-o, curățește-o și dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și, și puterea care curățește toată întâlnăcirea și uneltirile și cursele diabolești. Iar cu venirea, cu lucrarea și cu harul preasfântului Duh, arată tuturor robilor tăi care cu credință o vor bea, o vor lua, se vor strofi cu ea, să le fie spre iertarea păcatelor, spre depătarea patimilor, alungarea tot răul, spre mulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea așezământului acestuia administrativ care s-a înnoit de către robii tăi, toți cetățenii acestei comune, că tu ce ești care binecuvintezi toate, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celor fără de început. Preasfântul și bunul de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul părinților noștri, căruia a fost bineplăcută și bine primită vărsarea undelemnului, pe care l-a turnat Iacov pe piatra pe care a pus-o stâlp și a numit-o casa lui Dumnezeu, te rugăm. Caută și acum, cu minte la undelemnul acesta, binecuvintează-l și sfințește-l cu cerească ta binecuvântare și dă putere prin harul preasfântului tău Duh, ca toate câte spre slava ta se urunge cu el, să fie sfințite și binecuvântate și bine plăcute și bine primite.
cu îndurările unui născut fiului tău, care binecuvântat ești cu prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul tău, tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Binevoiește, Doamne Dumnezeul nostru, să fie apărat locul acesta cu puterea crucii tale spre slava ta a Dumnezeului nostru, Cel care s-a răstignit, și a Părintelui tău cel fără de început și al Preasfântului tău tu. Să se depărteze de aici toate puterile cele protivnice, ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Tuturor dăm. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Ție, Doamne. Să pe Sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Și binecuvântează moștenirea ta, ziruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivit dăruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău, și binecuvântează moștenirea ta, ziruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău, și binecuvântează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește, și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Tu ai dat cârmuitorilor noștri de pe pământ puterea de a stăpâni împărăția și rânduiala întocmirii omenești prin lucrarea sfințitoare, măreață și nespusă a harului Tău, ca prin aceasta să cunoaștem slava și cinstea dată de la Tine lor și să ne străduim a împlini datoriile într-un nimic împotrivindu-ne voinței Tale de a da cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Binecuvintează-i pe toți cei pe care i-ai rânduit să conducă, încununează-i cu arma adevărului și a bunăvoinței, veghează asupra capetelor lor, supunând pe toți vrășmașii lor văzuți și nevăzuți, dăruiește-le lor adâncă și statornică pace și pune în inimile lor gânduri bune pentru Sfânta Ta Biserică și pentru tot poporul Tău, ca într-o pacea lor viață pașnică și netulburată să avem într-o toată cucernicia și curăția. Dăruiește-le sănătate, bună înțelepciune, înțelegere și tărie, ca să poată sluji cu toată dăruirea și responsabilitatea misiunea încredințată lor de către Tine, urmând pilda cea bună a Sfinților Împărați, domnitori și dregători, care au slujit cu credincioșie și jertfelnicie țara și biserica, că Tu, Stăpâne al veacurilor, dai fiilor oamenilor stăpânirea asupra celor ce se află pe pământ, căci nu este adevărată stăpânire în afara celei ce vine de la Tine, iar cele ce sunt de la Tine sunt rânduite. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți dregătorii neamului românesc, adormiți într-un nădejde a învierii și a vieții veșnice și așează în împărăția cerurilor după credință și faptele fiecăruia. Că Tu ești conducătorul sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește primăria aceasta, sediul primăriei acesteia, prin venirea Preasfântului
și deviază păcătorul tău doar asupra ei, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea un de lemn sfințit în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Înălțatul tăi într-o slavă Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Miruință binecredicioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruința binecredicioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miruință binecredicioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Darurilor Tale fă-ne pe noi vrednici născători de Dumnezeu vecioară, trecând cu vederea păcatele noastre și dând tămăduire celor ce cu credință primesc binecuvântarea Ta prea curată. Izvorul tămăduirilor având sfinților cei fără de argint, las tămăduire tuturor celor ce au trebuință, ca unii care v-ați împredicit de matarul de la izvorul cel pururea curgător al Mântuitorului nostru. Căci a zis Domnul către voi, ca unii cei ce sunteți de aceeași râvnă cu apostolii, iată v-am dat vouă putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoateți și să tămăduiți toată boala și toată neputința. Pentru aceasta, după popor creștin, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciunile preacurate, Maicii Sale, puterea cinstită și de viață plătoare în cruci, și pentru căciunile tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi. Amin! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! În al preasfinția voastră, aș vrea să vă mulțumim în mod deosebit pentru această digresiune pe care vrem să o facem la sfătuirea pe care am avut-o din partea preoților, a oficialităților locale. Dați-mi voie în scurt să vă spun că dorim ca noi, protopopiatul Onești, pentru faptul că au fost atât de multe evenimente frumoase și binecuvântate în această comună, pe slujitorul părintele Vlad Gheorghe Pricop îl propunem pentru treapta de econom Stavrofor,
iată în acest mediu binecuvântat, pe cum l-ați binecuvântat în alprasia voastră, și vă rugăm din suflet să binecuvântați această, să spunem, bucurie a comunei, pentru că este o bucurie a noastră, a tuturor, a preoților și credincioșilor, și vă mulțumim foarte mult pentru această, să spunem, surpriză pe care ne-ați făcut-o. Părintele Vlad merită această distincție și vă mulțumim. Gramată chiriarhală, noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția statornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici, care își împlinesc cu hărnicie și aleasă râvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească. Hotărâm preacucernicului părinte Vlad Gheorghe Pricop, de la parohia nașterii Maicii Domnului, Cucuieț, protopopiatul Onești, județul Bacău, să îi se confere rangul onorific de econom stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144, litera C din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Semnează acest act, întărit cu sigiliul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului astăzi, anul Mântuirii 2022, luna iunie, ziua 2, ca semn de recunoaștere a vredniciei sale în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze, să-L întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează în aprea Sfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Porunciți! Porunciți în aprea Sfințite Părinte pentru robul lui Dumnezeu Vlad Gheorghe, Părintele ce se va duce înainte pentru a fi hirotesit, iconon stavrofor. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce cu înțelepciunele economisești toate și prin economia Ta ce după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom care bine a economisit l-a lăudat ca pe stăpân al casei, binecuvintează pe Fiul nostru duhovnicesc, preotul Vlad Gheorghe, parohul parohiei nașterea Maicii Domnului din Dofteana, spre a se face econom stavrofor și îl împuternicește pe dânsul, cu credință, într-o înțelepciune și cu bună plăcere, să se economisească ție lucrurile și avere bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind, să se împrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de osânda slujicele viclene care cu lenevire și-a îngropat talantul. Rugăciunile și solirile binecuvântate născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului apostol și biruitor mucenic Barnaba și ale tuturor sfinților tăi, că s-a sfințit, s-a preamărit în două cinciuri de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen! Să luăm aminte! Smerenia noastră, prin harul întru tot Sfântului Duh, te hirotesește pe tine, preacucerice preot Vlad Gheorghe, iconom stavrofor, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amen. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Ceva mai tare! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este, Axios, 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 Axios.
Vrednic este! Vrednic este! Dignus este! Dignus este! Dignus este! Dignus este! Vrednic este! Vrednic este! Dignus este action! Dignus este! Credincioși, în cele ce urmează vom face tăienia și pomenirea eroilor neamului dedicată acestei zile binecuvântate și mulțumim încă o dată în al preasfințitului părintelui nostru Iachim. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisoare, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeului nostru, să-i cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu brațul Tău cel preanalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unui a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna jertfă urmată urmează biruința, după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auză-ne, Doamne Dumnezeule, care ne rugăm acum și iubirii Tale de oameni, și pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru românesc, călăuzindu-l din victorie în victorie și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor care pentru credință, pentru patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte, și locurile unde odihnesc osemintele lor străjuiesc hotarele pământului și patriei, iar cinstitul lor sânge adapă blestarul libertății noastre. Pentru aceasta,
dezleagă și iartă orice au greșit acești oameni, eroi ai neamului nostru, care au păcătuit cumva cu vorba, cu gândul, ca precum pe pământ au fost ocotiți în ceata aleșilor Tăi, așa și în cer. Numără-i, Doamne, în oastea mucenicilor Tăi sfinți. Și precum ai arătat cinstit de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezat cu sfinții, că ești, că acești viteji oștași ai neamului nostru purtător de privință, lupta cea bună a luptat căzând la datorie și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptul judecător, dăruiește-le în schimb cu luna dreptății, iar nouă, celor care datorită lor trăim libere acum, dăruiește-ne, Dumnezeule, puterea și să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făptuite de ei, să le urmăm credința și vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției Tale, la toți aceștia ostași care s-au jertfit pentru țară și pentru neam, și binecuvintează jertfa lor și precum pe binecredinciosul nostru popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pe armata noastră, dăruiește-i biruință asupra tuturor celor protivnici, sporire, îndelungă îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul, Mântuitorul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințite stăpâne binecuvintează. Cel ce s-a înălțat la ceruri și a sezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, pentru mântuirea noastră, Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maice Tare și ajutorul Sfinților. Sufletele eroilor neamului nostru, în corturile drepte să se așeze cu drepte să-i numere. Amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroi ai neamului nostru românesc, din toate locurile și din toate timpurile, căzut pe câmpul de luptă cu tot neamul lor cel adormit. Și nefălor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică să fie pomenirea lor. Veșnică pomenire. Odinește, grijă, sufletele adormiților, robitor Tău, unde nu este dor.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Fraților preaiubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Încrezători în cuvintele sale, încredințăm bunului Dumnezeu într-o odihnă veșnică sufletele răposaților eroilor neamului nostru românesc. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, ci ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule, Tata Totputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri răposați care în această speranță au plecat de lângă noi, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică dărălor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Înainte de a urma momentul omagial al depunerii coroanelor de flori, voi da citire unui text unic în creația lui. Noi știm că în urma unor conflicte sau războaie au avut de pierdut mulți oameni, atât vieți omenești, suflete, cât și teritorii. Dar, încă din cele mai vechi timpuri, odele, poemele sau epopeile s-au născut ca și creații lirice și din aceste jertfe ale eroilor. Voi da citire unui poem, spuneam, special, alcătuit de înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, care se intitulează Odă eroilor de pe văile Cașinului, Trotușului, Oituzului, Dofteniei și Uzului. La umbra fagilor bătrâni, ce stau de strajă pe coline, Dofteana-și poartă unduios a sale ape cristaline. Ea curge astăzi liniștită, dând sunet blând, ca de cimpoi. O, de-ar vorbi, câte ne-ar spune din anii aceia de război? Ne-ar spune că acum un veac, această vale moldovană purta doar sânge de soldați căzuți în lupta transmontană. În orice susuri de izvor, disting ca într-un prelung ecou profundul geamă de mister, scăpat din pieptul de erou. Pe creste mai găsesc și astăzi câte un stejar uitat de ani, în trunchiul lui tainic s-ascund schize și gloanțe de dușmani. Și arborii ce cresc pe munți aduc prinos de mulțumiri, că-și trag tot seva din pământ udat cu sânge de martiri. Chiar bolovanii de pe stânci, purtați în vale de șuvoi, au devenit altar sfințit, zidit pe oase de eroi. În nopți senine, parcă văd luceferi strălucind,
sunt sufletele de eroi ce au căzut pe front luptând. Aici livezile sunt cimitir, iar pomii toți care rodesc sunt cruci ce moșii le-au sădit și de eroi ne amintesc. Când clopotele în sărbători ne cheamă iar la liturghie, ecoul lor mai pomenește pe cei căzuți la datorie. Poienile din munți sunt pline de iarbă bună pentru oi, dar gria lor este înțesată de o seminte de eroi. Tot pelerinul care astăzi străpunge munții înspre Uz, el mai aude la tot pasul sinistru zgomot de obuz. Această vale e catedrală ce a devenit de mult simbol, iar bogăția ei perenă sunt oasele de la subsol. Veniți să facem anamneză de bravii noștri sfinți eroi, să trecem liberi azi prin vale, că este pace, nu război. În apreciția voastră, acesta a fost programul. O să-i dau voie domnului primar să facă această încheiere. Mulțumim domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, invitaților. Atât aș vrea să adaug, prezența noastră este justificată aici în apreciția voastră prin alegerea ca deputat eparhial al Romanului și Bacăului atât a domnului primar Ioan Bujor, cât și a domnului doctor profesor Adrian Cotârleț. Le mulțumim și aplaudăm și vă mulțumim în apreciția voastră. Bisericească de data aceasta, dar văzând importanța dumneavoastră ca oameni ai bisericii, oameni ai societății de astăzi care ați făcut atâtea lucruri bune, am zis că să vă invit și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți colaboratorii mei direct în ceea ce privește administrația și pastorația bisericii noastre în cadrul de Dumnezeu păzitei istorice și unice eparhii din Patriarhia Română, Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului, care deocamdată pentru puțin timp sau pentru mai mult mi s-a încredințat mie păstorirea. Deci, iubiți credincioși, mă adresez și la dumneavoastră, vă reamintesc cumva că am mai spus-o, nu chiar pe aici, dar în orice caz se știe, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului are, pentru, în calitate de fii duhovnicești, care aparțin și au identitate în Iisus Hristos prin episcopul locului, peste 600.000 de credincioși ortodoxi. Deci adăugându-se și credincioșilor fraților catolici, dar nu sunt în directa mea observație canonică, ci au rânduielile și canonicitatea bisericii statornicită și la ei de veacuri, dar în ceea ce ne privește, noi aici avem oile noastre pe care Dumnezeu ne le-a încredințat spre păsărire. De aceea, noi conducem această eparhie tot prin oameni destoinici, oameni care înțeleg misiunea bisericii și înțeleg demnitatea la care au fost chemat și responsabilitatea cărora li se încredințează, nu de mine personal, ci de biserică, pentru faptul că este singura biserică, singura instituție care se numește divină umană, deci care are dumnezeiesc până la Dumnezeu, este biserica ca instituție. Ei, aici am binecuvântat astăzi o primărie care are rol administrativ, poate cumva și politic, dar nu cred că primăria primește pe toți cei care intră aici, cum biserica nu închide ușa nimănui. Și pentru faptul că dumneavoastră, în calitate de cetățeni, veniți la primărie și vă rezolvați sau vă cereți drepturile care vi se cuvin în calitate de cetățeni, deci tot dumneavoastră veniți la preoții mei care mi s-au încredințat spre păstorire și cărora le-am conferit demnități pentru a fi rânduiți în cadrul poporului să răspundă la nevoile lor spirituale. Deci iată cum biserica este lucrativă în acest popor binecuvântat. Le mulțumim și vă binecuvântăm și vă așteptăm totdeauna
la Roman pentru faptul că nu-i așa, arhiepiscopia nu e a mea, ci a voastră și a urmașilor urmașilor. Da, îmi revine onoarea. Da, vă mulțumesc. Îmi revine onoarea să mulțumesc înalt preasfințitului Ioachim, inclusiv preoților ortodoxi și catolici din localitatea noastră. Mulțumim frumos înalt preasfințite pentru acea alegere de deputat eparhial împreună cu domnul profesor dr. Cotârleț. Să știți că această funcție mă onorează în calitate de edil al localității Dofteana, dar totodată mă și obligă. Am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință, spun eu, până în prezent, pentru toate confesiunile religioase din localitatea noastră și vă spun, dacă Dumnezeu mă va ține în viață și voi fi sănătos, nu mă opresc aici. În idmul eroilor căzuți la datorie, împreună cu un alt preasfințitul, avem în fața noastră steagul eroilor, apoi aș vrea să depunem coroane de flori după eroi în alt preasfințitul Ioachim, apoi Prefectura Județului Bacău, Consiliul Județean Bacău, Consilierii Județieni Bacău, Unitatea Administrativ-Teritorială Bacău și societățile comerciale care astăzi, ca de fiecare dată, au venit în număr atât de mare. Mă plec în fața dumnealor. Vă mulțumesc frumos pentru că ați răspuns invitației noastre, iar sigur dintre dumneavoastră, toți care sunteți aici, de la Dofteana nu se pleacă cu gura așa zis rece. Pentru fiecare vom avea câte un ouleț, pentru fiecare o felie de cozonac și, de ce nu, un pahar vin de aici, din zona noastră, produs de gospodarii noștri. Da. Rog să se încolonează. Stați un pic la poză, un pic la poză. Un pic la poză. Nu vă grăbiți, o să vă spate. Partea cealaltă. Oh,
Da, s-a încetat la noi. Faceți numai lor!